Cine ești tu? Ioana? Și câți ani ai? Ioana zâmbește cu ochii, în ciuda problemelor de sănătate. Are hemipareză pe partea stângă, o boală care îi limitează mobilitatea la mâna stângă și la piciorul stâng. Depinde mult de ajutorul mamei și al fraților mai mari. Singură, nu are forță nici să deschidă o sticlă cu apă. Ce-ți place ție să faci? Să desenez. Am văzut că îți masezi mâna. Te doare mâna aceea? Da. Nu te doare? Dar o folosești mai greu? Da. Ce nu poți face cu ea? Să beau apă. Nu pot. Poate să desfacă o carioca, de exemplu? Ea trage mai târziu și cu gurița. Dacă nu, bagă între dinți și... Cum reușești să desfaci? Cam așa. Un brac, un cald. La șireturi, dacă are șireturi, nu se leagă. Nu poate cu șireturi? Nu. Dacă are papuci cu scai, se încheie cu mâna dreaptă. Aș face orice pe trebuie. Aș prefera de mai degrabă să fiu eu în locul lor. Nu poate fi în locul lor, dar le oferă cât de multă iubire poate. Își dorește o viață mai bună pentru copiii ei și vrea ca ei să învețe și să nu renunțe la școală. Ușor la chiciu. Trebuie să o ajute la îmbrăcăminte, la încălțămit. Dacă ca digeu se ridică greu, nu, trebuie ajutată. Și mergeți cu ea la școală? Da. O duc la școală, da, o aduc, o iau, nici ghiozdanul, el duc eu, o aduc eu, ghiozdanul. Okay. Așa se face că Ioana nu lipsește de la lecții, nu e ușor, și bate zilnic drumul șchiopătând, până la microbuzul care duce la școală. Iarna îi este mai greu, mai ales când ninge, dar o ajută mama. Acasă, povestea e cât se poate de simplă și de modestă. Mama, Ioana, Delia și încă doi frați își duc traiul într-o cămăruță. Cinci suflete dorm pe o canapea extensibilă. Camera este mică, dar mama pune mare preț pe curățenie. Cu ce vă încălziți aici? Cu lemni. Cumpăr lemni, da. Da. Eu lemni le iau. Uite așa vă găm. Unde dormiți toți? Pe pat. Pe patul acesta? Da. Dumneavoastră și patru copii? Da. Și dormim așa. Cum? De lungul așa. Viața mea, fericirea mea. Nu mai trebuie, nu știu, să mănânc. Când îi văd pe ei la masă, parcă m-am sătul eu pe lângă ei. Dacă îi văd pe ei că mănâncă, îmi crește inima. Elena nu lipsește de la programările periodice pe care le are la medic cu copiii. A fost însoțită de mediatoarea sanitară pentru investigații și pentru tratamentul copiilor. Rica, așa cum o alintă, le-a fost de mare ajutor. Eu nu știu școală, doamnă. Nu știu să mă duc. Nu, și m-a ajutat doamna Rica. Se duce la controle. Poți să ai avere dacă n-ai copii sănătoși, nu nimic. Ioana și alți copii ca ea au nevoie de ajutor pe termen lung. Prin asistența echipei comunitare, ei au acces la servicii specializate, sociale, medicale și educaționale, furnizate la nivel local. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează online pe www.unicef.ro. Îți mulțumim!